Rog, președinte, bună ziua. Deci, că admitem să începem ședința de astăzi. Deci, astăzi avem dumneavoastră deci, sarcina să discutăm și să susținem teza de doctor în științe medicale a doamnei Rakovița. Conform codului educației din Republica Moldova, regulamentul și toate ordinele care gestionează această procedură, în conformitate cu regulamentul de susținere a tezei de doctor în cadrul școlilor doctorale, în domeniul științelor medicale, aprobat de Consiliul Științific în 2018, a fost aprobată componența nominală a Comisiei de susținere de doctorat în următoare componență. Președinte Calimician Roca, secretar doamna Natalia Padova, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Institutul Protecției Sănătății Mamei și a Copilului. Sprinceană Mariana, doctor abilitat în științe medicale, conferențiar universitar, catedră de biologie moleculară și genetică umană, Universitatea de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Distrințean. Moșin Vecislav, doctor abilitat în științe medicale, profesor universitar, departamentul de obstetrică și ginecologie a universității noastre. Deci, doamna Barbara Natalia, conferențiar universitar, catedra de biologie moleculară și genetică umană, de asemenea, în cadrul Institutul Protecției Sănătății Mamei și a Copilului. În calitate de referințe oficiale au fost confirmați Gorduza Iusebiu, doctor în științe medicale, profesor universitar în Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, România. Popalcu Igor, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător Institutul Protecției Sănătății Mamei și a Copilului. Doamna Victoria Sacară, doctor abilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Institutul Protecției Sănătății Mamei și a Copilului. Ne permiteți să salut toți membrii atât a Consiliului Științific, cât și membrii nominalizați în calitate de referenți, în special permiteți-mi să salut prezența domnului Eusebiu Gorduza, ca reprezentant al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, dar și toți membrii Consiliului Științific, referenții oficiale. Propun să începem deci, ședința. Din 7 membri, Consiliul Științific Specializat, sunt prezenți? Da. Toți, sunt da? Toți. Sunt toți. Deci, stimați colegi, îți propunem să începem. Eu vă rog, membrii Consiliului Științific și referenții, dacă sunt ridică mâna, să ne vedem și totodată să ne apreciem că suntem de loc. Suntem buni și încă o dată vă salut. Teza, deci, următorul, ce facem noi, doamna secretar? Ce trebuie să fac și ce trebuie dumneavoastră să facem? Trebuie prezentați teza, conducătorul științific. Aici este teza, da. Și apoi? Da, este teza de doctor în științe medicale, doamne Rakovița. El a fost efectuat în cadrul Catedrei Biologie Moleculară și Genetică Umană a Universității din Statul Medicină și Farmacie Nicolae Distrințean. Conducătorul științific este doamna Mariana Sprincean, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de Biologie Moleculară și Genetică Umană a Universității de Statul Medicină și Farmacie Nicolae Distrințean. Conducător prin cotutel este domnul profesor universitar, doctor abilitat în științe medicale, domnul profesor Moșin Vecislav. Dumnealui este în specialitate obstetrică și ginecologie. Și da, mai departe, deci pentru a prezenta dosarul
pretendenții, cuvântul se oferă domnului, doamnei secretar, doamna Natalia Carbova, poftim. Cum doriți dumneavoastră, la noi începi democrație? Stimați președinte al Comisiei de Doctorat, stimați membrii al Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Conform cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, doamna Raculeța Stela a prezentat la timp dozarul cu toate actele prevăzute care corespund regulamentului cu privire la activitatea consiliilor științifice specializate și ordinului de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Eu vreau, dacă îmi permiteți, prezenta date în dosarul personal a competitoarei Raculeța Stela. Doamna Raculeța Stela a absolvit Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Tăstinețanu în 2012. A urmat rezidențiatul în microbiologie în cadrul USMF Nicolae Tăstinețanu, secundariatul clinic în genetică medicală și doctorantura la specialitatea psihologie specială. În anul 2016, până în prezent, asistent universitar la Catedra de Biologie Moleculară și Genetică Umană. În anul 2017, studentă doctorandă la specialitatea 315.02 Biologie Moleculară și Genetică Medicală Universitatea de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Tăstinețanu cu tema «Variații genetice în infertilitatea masculină». Pe parcursul activității la Universitatea de Medicină Nicolae Tăstinețanu, doamna Raculeța Stela s-a evidențiat un pedagog exigent și principal. Pentru doamna Raculeța Stela este caracteristică responsabilitatea, spiritul de echipă, capacitatea de organizare și punctualitatea, delicațiile față de studenți și colegi. Activitatea științifică a fost desfășurată în cadrul temelor științifice ale Universității de Stat Medicinii și Farmacie Nicolae Tăstinețanu, bazată în baza tezei de doctorat genetica infertilității masculine. Publicații la tema tezei. La tema tezei au fost publicate 45 lucrări, 16 articole, dintre care 5 în reviste din baze de date internaționale, un articol în revista Scopus, 11 articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, categorie B+, B+C, 21 teze în lucrările conferințelor și congreselor științifice internaționale și 8 naționale. Au fost obținute un brevet de invenție, 12 certificate de inovator, 6 acte de implementare. A participat la manifestări științifice naționale și internaționale, printre care Conferința Națională de Pediatrie 2018, Actualități în Pediatrie în București, România. Școala Medicală Pediatrică cu participare internațională ediția 6 în Iași 2018. Conferința Internațională European Human Genetics în Milano, Italia 2018. Al 5-a Congres de Genetică Medicală cu participare internațională din România 2018. Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMT Nicolae Tăstinețanu Chișinău 2018. Al 20-lea Congres SNPK, Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România 2019. Conferința Internațională de Pediatrie Bienală Sibiu Chișinău, România 2019. Zilele USMF Nicolae Tăstinețanu Chișinău 2019. În 8 Congresul Medical pentru studenții și tineri doctori, Congres Internațional în Chișinău în 2020. Conferința Internațională de Inventică Pro-Invent în Cluj-Napoca, România în 2020. A 4-a Conferință Națională a Asociației de Medicină de Laborator din România în 2020.
congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Țestinețanu, Chișinău, 2020. Congresul al 21 al SRPK România, 2021. A 13-a Conferință Națională a Asociației Medicilor de Laborator din România, Brașov, 2022. Conferința Internațională de Pediatrie Actualități în Practică Pediatrică, Provocări și Succese, în 2022. Da, doar denumirea. Distincții. Laureat al concursului Profesor Anului 2020, acordat de USMF Nicolae Țestinețanu, bursă de excelență a Guvernului pe anul 2022, diploma medalie de aur, Salonul Internațional de Invenții în Timișoara în 2021, diploma de excelență și medalie de aur în Cluj-Napoca, România în 2021, diploma medalie de argint ediția 13-a expoziției europene de creativitate și inovație Euroinvent în Iași în România în 2021, diploma medalie de argint în Iași în 2021, laureat al concursului performante în cercetare la Universitatea Nicolae Țestinețanu în octombrie 2020, premiu acordat de Societatea Română de Genetică Medicală pentru lucrare poster intitulară Cytogenetic and Y-Chromosome Macrodilation Testing in Infertile Males în 2019, a doilea loc și certificat special pentru participarea în ediția 8 of MedExpera Internațional Congres pentru studenții și tineri doctori în Republica Moldova, Chișinău, în 2020. Trece în revista actele prezentate și dozarul doamnei Raculeță Stela. Dacă îmi permiteți, eu pot prezenta documentele care, dacă domnul președinte mă dă acest drept, documentele în dozarul depus pentru susținerea tezei de doctor în medicină sunt prezentate următoarele documente. Dispoziția Consiliul Științific a Consorțiului de Formare a Comisiei de Doctorat, teza și rezumatul în ambele limbi în varianta scrisă, lista lucrărilor științifice la tema tezei aprobată în modul stabilit, extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în seminar de științific de profil, copia avizului la teza a conducătorului de doctorat, conducătorului prin cotutelă și membrilor Comisiei de Îndrumare. Nota explicativă la nota informativă cu privire la respectarea integrității academice, fișa academică privind acumularea creditelor de studii și referatele de aviz asupra tezei și autoreferatului. Toate documentele corespund exigențelor pentru completarea acestui dosar și întrebări din partea secretarului către calitatea și conținutul acestor documente nu sunt. Doamna secretar, mulțumim mult. Onorată asistență, dacă dumneavoastră aveți întrebări pe marginea prezentării făcute, prezentate dumneavoastră de către doamna secretar, dacă sunt întrebări față de dosar, de evaluare, curriculum, minte și așa mai departe. Vă rog, membrii Consiliului Științific, aveți întrebări, nu? Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc și vă invit atunci pe doamna Stela Raculeță pentru a prezenta cele mai bune, cele mai de seamă concluzii, informații a lucrării dumneavoastră. Aveți până la 30 de minute. Poftiți!
Bună ziua, mulțumesc, stimate președinte al Comisiei de Doctorat Academician Stanislav Grupan, stimată secretar științific Barbara Natalia, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, dragi colegi și invitați. Astăzi, permiteți-mi să aduc în opinia dumneavoastră rezultatele tezei de doctor cu titlul Variații genetice în fertilitatea masculină cu azoospermie. Conducător științific Sprânceanu Mariana, doctor habilitat în științe medicale și conducător prin codutelă Moșin Veceslav, doctor habilitat în științe medicale. Infertilitatea reprezintă incapacitatea unui cuplu de a concepe un copil după un an de încercări eșuate. OMS a declarat infertilitatea o adevărată problemă globală datorită prevalenței înalte. 15% din cupluri de vârstă reproductivă se confruntă cu infertilitatea și în special datorită consecințelor negative asupra calității vieții. În aproximativ 50% din cazuri din cupluri ce se confruntă cu infertilitatea este implicat factorul masculin, dar tot mai multe studii argumentează că fertilitatea masculină scade într-un ritm accelerat la nivel global, iar la baza acestor studii stau studierea indicatorilor calitativ și cantitativ a materialului seminal, descriindu-se recent cu o adevărată criză globală în sursele de specialitate. OMS a definit diagnosticul de infertilitate cu implicarea factorului masculin atunci când rezultatele repetate ale materialului spermogramei sunt sub valorile normale. Studierea indicatorilor materialului seminal permit descrierea amploarei fenomenului fertilității fiind un factor indirect de apreciere a fertilității masculine. Infertilitatea masculină prezintă o etiologie heterogenă, cel mai frecvent fiind cauzată de tulburările de spermatogeneză prin oligoazoospermie. În aproximativ 30% din cazurile de infertilitate asociate cu azoospermie poate fi identificată o cauză genetică. Evident că contribuția înaltă a factorilor genetici în etiologia infertilității masculine poate fi explicată prin contribuția numeroaselor gene, aproximativ 2000, ce controlează diferențierea sexuală, homeostazia hormonală și spermatogeneza. Dintre multiple cauze genetice, cele mai frecvente și relevante clinic sunt anomaliile cromozomiale, microdelețiile cromozomului Y și mutațiile în gena CPTR. Scopul actualei cercetări este studierea aspectelor clinice, paraclinice și a variațiilor genetice la bărbații cu azoospermie, în vederea optimizării tehnicilor de reproducere asistată în cuplurile infertile. Pentru valorificarea scopului menționat, s-a realizat următoarele obiective: analiza tendinței de modificare a indicatorilor cantitativ și calitativ a materialului seminal la bărbații din populația Republicii Moldova, evaluarea clinică și paraclinică a bărbaților cu azoospermie care se adresează în consultul medico-genetic, testarea citogenetică, molecular-genetică și biochimică a bărbaților cu azoospermie și interpretarea rezultatelor obținute în contextul consultului medico-genetic, corelarea variațiilor citogenetice și molecular-genetice cu manifestările fenotipice la bărbații cu azoospermie și, în final, optimizarea algoritmului de diagnostic genetic a azoospermiei și metodelor de reproducere asistată în fertilitatea masculină cu azoospermie cauzată de anomalii cromozomiale, microdelețe Y și mutații în gena CPTR. Pentru realizarea primului obiectiv s-au analizat rezultatul la 5767 spermograme într-un studiu descriptiv integral, iar pentru obiectivul 2, 3, 4, 5, un studiu transversal în care au fost evaluați 96 bărbați cu azoospermie. Ambele cercetări au avut loc în cadrul Catedrei de Biologie Moleculară și Genetică Umană USMF Nicolae Testimițeană, studiile fiind validate de Comitetul de Etică al aceleiași instituții. Studiul descriptiv integral a fost realizat în intervalul anilor 2012-2020, în care au fost analizate rezultatele spermogramei din registru de evidență analizelor de sperma centrului Repromed, introduse în programul SPSS și analizate, iar pentru evaluarea tendinții, calității și cantității materialului seminal s-a realizat regresia liniară pentru compararea mediilor parametrilor spermogramei procedura NOVA și pentru o analiză mai consistentă a datelor s-a dublat prin omologul său non-parametric, ANOVA după Krushka-Wolves, pentru toți parametrii spermogramei.
Studiul transversal a fost realizat în anii 2018-2020, în care a inclus evaluarea bărbaților cu infertilitate și selecția bărbaților cu azoospermie, în urma evaluării a minim 2 spermograme centrificate conform MSR 2020, s-au selectat 96 bărbați cu azoospermie. Toți au fost examinați prin examenul citogenetic pentru evaluarea caratipului prin tehnica de bandare G, pentru evaluarea microdeleților cromozomului Y. S-a realizat testul multiplex PCR și pentru identificarea mutației în gena CFTR pentru delta 508 și G542X, testul PCR. În urma evaluării genetici s-au utilizat în două subloturi, după care s-au făcut analize și recomandări practice. Conform rezultatului studiului, repartizarea eșantionului pe regiunile geografice indică o adresabilitate din toate regiunile centru cu o pondere mai mare în regiunea centru. Media de vârstă a bărbaților la momentul realizării spermogramei fiind de 37,4 ani, se observă o adresare a grupului de vârstă cuprins între 30-45 de ani în proporție de 90%, ceea ce ar indica că motivul realizării spermogramei fiind infertilitatea. Analiza pe ani a vârstei indică o medie a vârstei în anul 2012 de 41,1 ani, iar în anul 2020 ajunge la 33,5 ani a pacienților la momentul realizării spermogramei. Se observă un declin a vârstei de 2,1% vârsta în perioada studiată se întinerește, ceea ce ar indica o sporire a adresabilității pacienților mai tineri sau indirect o înrăutățire a statutului fertilității la acești pacienți. Pentru parametrul concentrației de spermatozoizi, media în anul 2012 fiind 48,6 milioane de mililitri, în 2020 ajunge la 34,7 milioane de mililitri, se observă un declin de 3,2% anual, la fel se observă un declin pentru numărul total de spermatozoizi de 3,8% anual, pentru concentrația de spermatozoizi mobil și numărul de total de spermatozoizi mobil, la fel, se observă un declin de 3,6%, respectiv 4,7% anual. Pentru mobilitatea progresivă de 1,9%, indexul mobilității de 3,3% anual, descreștere, la fel, descrește și concentrația spermatozoizilor funcționali și numărul total al spermatozoizilor funcționali. Formele normale și viabilitatea, la fel, se observă un declin. Se observă un declin la fel și pentru volumul materialului seminal de 1,1% în această perioadă, în afară de parametrul pH, media în acești ani a fluctuat între 7,79 și 7,85, fără o tendință clară de creștere sau descreștere. Analiza rezultatelor spermogramei în perioada de studii a identificat 29,2% pacienți cu spermograma normală, normă zoospermie și în aproximativ 70,8% cu tulburări de spermatogeneză, cea mai frecventă fiind astenozoospermia, urmată de oligozoospermia. Aprecierea tendinței parametrilor spermogramei la bărbații cu normă zoospermie în perioada de studiu a identificat un declin a tuturor parametrilor spermogramii la acești pacienți, afară de viabilitate și pH. Dacă în anul 2012 proporția pacienților cu normă zoospermie fiind de 46,5%, atunci în anul 2020 este de numai de 14,5%, normă zoospermie descrește în perioada studiată cu 7,6% anual, celelalte tulburări cresc, cum ar fi astenozoospermia, oligoastenozoospermia, oligozoospermia, cresc semnificativ. Azoospermia nu se observă o tendință clară de creștere sau descreștere, deși grupul pacienților cu azoospermie reprezintă un grup relativ mai mic comparativ cu celelalte tulburări de spermatogeneză. Azoospermia reprezintă cea mai severă formă de infertilitate, caracterizându-se prelipsa spermatozoizilor în ejaculat, iar frecvența anomaliilor genetice fiind cea mai înaltă. Nilotul general cu bărbați cu azoospermie, toți au fost investigați prin testele citogenetice și molecular genetice pentru evaluarea carotipului, microdeleților și mutații în gena CFTR.
În urma acestor rezultate, în 35% au fost confirmați prin testele sus menționate, în 36,5% și în 63,5% nu au fost confirmați prin testele sus menționate. Dintre pacienții cu variații genetice, 25% au prezentat cariotip anormal, 10,4% cu deleții în regiunea AZF, dintre care 8,3% au prezentat concomitent cariotip anormal și 2,1% cariotip anormal. 3,1% au fost identificați mutați în gena CPTR, toți prezentând cariotip normal. Media istoriei, media de vârstă și istoria infertilității, vârsta prezentându-se cu 33,8 ani, cu o istorie de infertilitate de 6,4 în lotul de cercetare, se observă o vârstă a diagnosticului infertilității la pacienții cu variații genetice de sub lotul 1, mai mică comparativ cu vârsta de diagnostic, ceea ce ar indica unele lacune ale sistemului medical, lipsa conlucrării în echipe multidisciplinare și lipsa îndreptării pacienților pentru consultul medico-genetic. Analiza parametrilor materialului seminal în subloturi a identificat o durată de abstinență cu mediana generală de 5, conform OMS, durata de abstinență recomandată pentru recoltarea analizei este de 3-7 zile, ceea ce ar indica respectarea calitativă a colectării materialului seminal. Mediana generală pentru leucocite este de 0,6, pentru timpul de lichifiere 40, fără diferențe statistice în loturile studiate. Alți parametri a materialului seminal care pot fi identificați la pacienții cu azoospermie sunt volumul și pH-ul. Valoarea volumului materialului seminal în sublotul 1 este de 2,4 ml, mai mică comparativ cu valoarea volumului din sublotul 2 de 2,9 ml și anume se atestă că valoarea la pacienții din sublotul 1 este mai mică la pacienții cu mutații în gena CPTR. În ambele subloturi se identifică o valoare bazică a pH-ului, dar mai mică în sublotul 1, fiind de 7,5, comparativ cu sublotul 2 de 7,8. Și dacă analizăm la care pacienți din sublotul 1 cu variații genetice, la fel se observă că valoarea pH-ului este mai mică la pacienții cu mutații în gena CPTR, fiind acidă de 7. Atunci când volumul este mai mic de normă, de 1,35 și pH-ul spermei este mai mic de 7,2 fiind acid, indică contribuția nefuncțională a vezicurilor seminale, o asociere cu absența congenitală a vaselor deferente, în 75-80% cu absența congenitală a vaselor deferente, se identifică o mutație în gena CPTR. Ceea ce ar indica că volumul și pH-ul spermei sunt importante pentru diagnosticul diferențial și necesitatea de a testa pentru mutații în gena CPTR. La fel s-au analizat din istoria pacienților asocierea unor boli din copilărie și a factorilor de risc care ar fi putut afecta statutul fertilității. În ambele subloturi au fost identificate boli din copilărie, cum ar fi oreon, orhidă virală, criptorhidie. Traumatisme genitale la fel au prezentat în ambele subloturi, cu o pondere mai mare în sublotul 1 de 31,7%. Intervenții chirurgicale în regiunea pelvină la fel au menționat în ambele subloturi, cu o pondere mai mare în sublotul 2. Infecții genitale, expunere la gonadotoxice, la fel au menționat un istoric familial de anomalii congenitale, cu o pondere mai mare în sublotul 1. Analiza manifestărilor clinice din sfera urogenitală, din rapoartele medicilor, andrologi, urologi, a identificat unele manifestări, cum ar fi hipogonadism, cu o pondere mai mare în sublotul 1 de 37,1%, și anume se observă că la pacienții din sublotul 1 se observă în 84,7% la pacienții cu cariotip anormal. La fel se observă ginecomastia cu pondere mai mare în sublotul 1 în 31,4% comparativ cu sublotul 2 de 8,2% și la fel ponderea mai mare este prezentată la pacienții cu cariotip anormal în 91%.
Modificări în prostată au menționat în ambele subloturi, prezența varicocelului mai înalt în sublotul 2, absența congenitală bilaterală a vaselor deferente, o pondere mai frecventă de 8,6 comparativ cu 3,3 în sublotul 1, toți pacienții prezentând mutații în gena CPTR. Analiza markerilor endocrini în subloturi a evidențiat valori mai ridicate a FSH-ului și LH-ului în sublotul 1 comparativ cu sublotul 2. La fel s-a observat o asociație pozitivă a valorilor LH și FSH în sublotul 1 de beta 0,78 și o asociație pozitivă în sublotul 2 de beta numai 0,45. La care pacienți dintre variații cromozomale și cariotip normal valorile FSH și LH sunt mai ridicate, sunt prezente la pacienții cu cariotip anormal. Ponderea anomaliilor cromozomale la bărbații cu azoospermie, fiind 25%, această frecvență înaltă este raportată și în alte studii de specialitate din regiunile alăturate țării, cum ar fi România, Bulgaria, Ungaria. Dintre anomaliile cromozomiale, 17 au fost cu implicarea cromozomilor sexuali și 8% cu implicarea cromozomilor autosom. Analiza comparativă a anomaliilor gonozomale, raport cu cele autosomale, se atestă un volum mai mic la pacienții cu anomalii gonozomale, valori mai ridicate a hormonilor FSH și LH la pacienții cu anomalii gonozomale, vis-a-vis de cei cu autosomale și valori mai mici la pacienții cu anomalii gonozomale a hormonului testosteron și testosteron liber, raport cu cei cu autosomale. Cea mai frecventă anomalie gonozomală identificată în studiu, în 11,4% fiind disomia X la bărbați, urmată de disomia Y, care tipul 46XX inversă de sex, monosomia X în mozaic, disgenezia gonadică mixtă și delecții și duplicația brațului distal a cromozomului Y, câte un caz. Conform examenului citogenetic, cea mai frecventă variantă citogenetică a sindromului Klinefelter, în acest studiu fiind forma clasică 47XXY, care a fost identificată în 90,9%, urmată de forma mozaică în 9,1%, în 20% celule au fost identificate cu cariotip normal 46XY și în 80% cu cromozomul X suplimentar 47XXY. Analiza markerilor endocrini la pacienții cu Klinefelter și cariotip normal atestă valoarea hormonilor FSH și LH mult mai elevate la pacienții cu sindromul Klinefelter, comparativ cu cariotipul normal și valori mai mici a hormonului testosteron la pacienții cu sindromul Klinefelter. Dintre manifestările clinice a sindromului Klinefelter fiind hipogonadism 91,8%, ginecomastia 90,9% și constituția hiperstenică în 72,7%. Un caz a fost identificat cu disomia Y în toate celulele analizate, un pacient cu vârsta de 35 de ani, deși ponderea acestor anomalii cromozomiale este una frecventă, 1 din 1000 de nou născuți. În acest studiu a fost identificat doar într-un singur caz, deoarece majoritatea pacienților prezintă un fenotip normal, normozoospermie, în timp ce minoritatea pot prezenta anumite semne clinice și tulburări ale spermatogenezei, cum ar fi oligo, azoospermia, cum este și în cazul prezentat. Un caz rar, identificat în studiu fiind inversia de sex la bărbați, sindromul de la Chapelle, care se identifică cu o frecvență de 1 la 20.000 de nou născuți, la un pacient cu vârsta de 40 de ani, fenotipul și identitatea psihologică a pacientului fiind masculină, deși cariotipul este feminin, datorită prezenței SRY, care a fost confirmată prin examenul molecular genetic, se explică identitatea și psihologia masculină, deoarece gena SRY este responsabilă pentru diferențierea organelor sexuale masculine. Un alt caz rar, unul din 15.000 de nou născuți, a fost identificată monosomia X în mozaic, disgenezia gonadică mixtă, la un pacient cu vârsta de 46 de ani, la fel identitatea psihologică fiind masculină,
deoarece se observă o pondere mai mare a celulelor sănătoase, un 80% 46XX vis-a-vis de cele afectate cu monosomie. Iar fenotipul acestor pacienți depinde de gradul de celule afectate în raport cu cele sănătoase. Este extrem de important interpretarea acestor cazuri, acestor anomalii cromozomiale în contextul tehnicilor de reproducere asistată. Deși sindromul Klinefelter a fost considerat un model de sterilitate primară, încă din anii 1996, unii autori au demonstrat posibilitatea de a avea proprii copii biologici, chiar și la forma clasică, omogenă, evident cu o pondere mai mare, cu o reușită mai mare la pacienții cu forma mozaică. Astfel, recuperarea spermii testiculare la pacienții cu sindromul Klinefelter este variabilă și implică un impact emoțional și financiar. Numeroase studii s-au concentrat pentru a evalua factorii predictivi de succes, la care au ajuns la concluzia că vârsta este cel mai principal factor predictiv de succes pentru recuperarea spermei testiculare. Astfel, la pacienții cu sindromul Klinefelter, recuperarea spermei testiculare trebuie să fie recomandată prin tehnicile microTSX în cazul de gazoospermie până la vârsta de 35 de ani. La fel este important de consiliat părinții cu băieții cu sindromul Klinefelter în cazul în care se diagnostică posibilitatea de a crioconserva spermatozoizii. După cum am menționat, în disomia Y, majoritatea prezintă un fenotip normal și pot concepe copii pe cale naturală. Pacienții cu oligoz și azoospermie pot recurge la tehnicile menționate de reproducere asistată. În cazul pacienților cu XX, cu inversia de sex, nu se recomandă recuperarea spermei testiculare, majoritatea prezentând sindromul celulelor sertole, iar spermatogeneza reziduală nu poate fi identificată. Cuplul necesită consiliere pentru utilizarea spermei de la donator sau adopția unui copil. Iar în cazul pacienților cu disgenezia gonadică mixtă, recuperarea spermei testiculare la fel depinde de numărul de celule afectate în raport cu cele sănătoase. În cazul în care numărul de celule sănătoase este mai mare, sunt șanse ca și în țesutul testicular să fie celule 46XX, recomandându-se tehnici de reproducere asistată. În două cazuri au fost identificați variații structurale microscopice ale cromozomului Y, un caz cu duplicația excesivă a secvenței de regiunea de heterocromatină, fiind un polimorfism cromozomial, iar studiile referitoare la polimorfismele cromozomiale sunt controversate, unele negând asocierea dintre infertilitate, altele prezentând o frecvență mai înaltă a polimorfismelor cromozomiale asociate cu infertilitate și la fel alte studii demonstrează că pot fi asociate cu erori în timpul mitozei prin deregulări în expresia genilor și diferențierea celulară, la fel care pot conduce la probleme de gestație, se recomandă tehnici de reproducere asistată, microtese cu FIV. Un caz a fost cu deleția brațului distal, iar cromozomul Y fiind similar în benzi și morfologie cu cromozomul 21 și în asemenea caz pot lipsi genele din regiunea ZPPC. La fel s-a confirmat în acest caz prin multiplex că au lipsit genele de regiunea ZPB și C. Astfel, utilizarea tehnicilor de reproducere asistată în asemenea caz nu este posibilă. Cuplul necesită consiliere referitor la donator de spermatozoi sau adopție. Dintre anomaliile cromozomiale autosomale identificate, cele mai frecvente fiind translocațiile, inversiile, polimorfismele cromozomiale și un final situs fragil. Se observă cazul cariotip cu translocație reciprocă între cromozomul 1 și 9, cariotipul cu translocație reciprocă dintre cromozomul 9 și 5, cariotipul cu translocație robertsoniană cromozomilor acrocentrici 13 și 14, două cazuri cu inversie cromozomiale, ambii implicând inversia cromozomului 9, inversia cromozomului 9 fiind și cea mai frecventă formă de inversie,
două cazuri cu polimorfisme cromozomiale implicând cromozome acrocentrice și un caz cu situs fragil. Deși majoritatea pacienților cu anomalii cromozomiale autosomale prezintă un fenotip normal, sunt riscuri asociate pentru urmași, cum ar fi în cazul translocațiilor și inversiilor, pot avea sinapse incorrecte în timpul crossing over, rezultând în crossing over inegal, formându-se ulterior gameți normali, gameți cu deleții sau duplicații sau chiar gameți cu aneuploidie, astfel crescând riscul pentru anomalii cromozomiale și inclusiv avorturi spontane. În asemenea caz este indicat diagnosticul genetic preimplantațional înainte de a recurge la tehnici de reproducere asistată și la ulterioară sarcină, monitorizarea acestei sarcini prin screening prenatal, dublu test, triplu test, analiza ADN-ului fetal, ecografie și în cazul prezentării unor marker spre care ar indica anumite anomalii cromozomiale, confirmarea diagnosticului prin amniocinteza celulelor fetale. Microdelețiile cromozomului Y reprezintă a doua cauză genetică după anomaliile cromozomiale și în special sindromul Klinefelter. Acest fapt a fost confirmat și în acest studiu. S-au identificat în 10,4% urmate după sindromul Klinefelter 11,5%. Frecvența microdeleților în majoritatea studiului este în acest interval, variind de la un studiu la altul, datorită regiunii geografice, datorită criteriilor de include în studiu și, evident, datorită numărului de marker utilizați pentru identificarea acestor microdeleții. În acest studiu au fost identificați 12 markeri, cu plus se indică prezența markerului, iar cu minus se indică absența lui. Se observă lipsa markerilor în regiunea AZFC, lipsa markerilor din regiunea AZFB și lipsa markerilor din regiunea AZFB și C și lipsa markerilor din toate trei regiuni, majoritatea prezentând cariotip normal, la pacienții cu marker deletați din regiunea AZFB și C prezintă deleția brațului distal și la cariotipul cu 46X deleția la toți markerii. Cea mai frecventă regiune deletată fiind regiunea AZFC în 50%, urmată de regiunea AZFB 20%, la fel combinația dintre regiunea AZFB și C în 20% și în 10% implicarea toate celor trei regiuni. Cele mai deletați markeri, ponderea cea mai frecventă fiind markerii deletați în regiunea AZFC, încă nu este clar de ce anume această regiune este mai frecventă. Unele studii explică că aici, prin frecvența genii DAS, care este repetitivă și pe alți cromozomi. La fel, bărbații cu microdeleții nu prezintă un fenotip anormal, majoritatea prezintă un fenotip normal, afectându-se doar spermatogeneza. Astfel, diagnosticarea tipului deleții este importantă pentru prognosticul tehnicilor de reproducere asistată. Cel mai bun prognostic, având pacienții cu deleții în AZFC, fenotipul acesta variind de la oligozoospermie severă la zoospermie, șansele fiind de 50-60%. La fel este important atunci când se diagnostichează pacientul cu oligozoospermie severă deleția AZFC, de consiliat cuplu de cleoconservat spermatozoizi, deoare pacienții cu oligozoospermie severă ușor trec în azoospermie. La fel este important de consiliat cuplu privind transmiterea deleției AZFC la descendenții de sex masculin în 100%. În trei cazuri au fost identificați pacienți cu mutații în gena CPTL, toți prezentând mutații heterozigotă în delta 508. În asemenea caz a fost efectuat și examenul pentru identificarea genei
CPTR la parteneră pentru evaluarea riscului, în care s-a identificat la toate trei mutații homozigote fără risc pentru această mutație. S-a efectuat fertilizarea extracorporală XY cu biopsie testiculară, în care au fost identificați spermatozoizi în toate trei cazuri. În urma rezultatului studiu s-a realizat un algoritm de diagnostic genetic pentru anomaliile cromozomiale, microdelecții și mutații în gena CPTR în contextul tehnicilor de reproducere asistată. În cazul pacienților cu volumul ejaculatului mai mic de 1,35 de normă și pH-ul acid cu valori normale a valorilor marchilor endocrin și vasul deferent se palpează, este necesară testarea partenerului la mutații în gena CPTR și în cazul heterozigoției la fel și partenera din cuplu. Pentru ca tehnică de reproducere se poate utiliza recuperarea spermei testiculare prin tehnica TESI. În cazul volumului ejaculat mai mare de 1,35 pH bazic mai mare de 7,2, cu valori PSH normale sau mărite, cu valori ale testosteronului în limite normale, când vasul deferent nu se palpează, testarea pentru mutații la microdeleții și recuperarea spermei testiculare în dependență de rezultatul testului PCR. Și în cazul pacienților cu volumul ejaculat mai mare de 1,35 ml, mai mic de 1,35 pH bazic, cu valori FSH normale sau mărite, cu valoarea hormonului testosteron în limite normale sau micșorate și vasul deferent se palpează testarea citogenetic și recuperarea spermii testiculare în dependență de rezultatul examenului citogenetic. Permiteți să nu mă rețin la aceste concluzii, deoarece ele sunt redate în aceeași structură, în autorefratul tezei și teza de doctor în științe medicale. Vreau să generalizez cu o singură concluzie în care testarea genetică este importantă pentru identificarea infertilității, atât masculine cât și feminine. În acest studiu s-a cercetat pentru infertilitatea masculină, și anume 96 bărbați cu azoospermie și au fost confirmați în 36,5%. La fel, testarea genetică este importantă pentru optimizarea reproducerii asistate și anume pentru selecția corectă a pacienților pentru acele tehnici TESE, FIV, ICSI, microTESE și identificarea patologiilor genetice la urmaș. Toate aceste trei împreună vor conduce la, evident, și consultul medico-genetic și comunicarea în echipe multidisciplinare, vor conduce la o strategie de diagnostic terapeutică reproductivă personalizată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi pentru prezentarea dumneavoastră și atunci rugăm membrii Consiliului, dar nu numai membrii, toți participanții, cine are întrebări, vă rog, adresați întrebări, este necesar să avem un șir de întrebări pentru protocol, pentru confirmarea rezultatelor profesionale. Vă rog, cine? Membrii Consiliului Științific, specialiștii, vă rugăm întrebări. Atunci, dacă nu sunt întrebări, deci nivelul nostru este unul corespunzător. Vă rog, domn profesor. Mulțumesc pentru onoarea de a fi aici prezent astăzi. Consider teza de calitate. O singură întrebare vreau să pun doctor Andrei. Cum privește inversiile cromosomului nou? Sunt polimorfisme sau inversii reale? Deci, într-adevăr, aici este controversat, pentru că în unele studii, într-adevăr, chiar și în studiile din România, inversiile cromozomului nou sunt relatate ca polimorfisme cromozomiale. Dar noi, la catedră, le explicăm ca anomalii cromozomiale echilibrate. Așa că nu pot să vă dau o explicație, dar știu că în România inversia nouă este considerată polimorfism cromozomial. Mulțumesc. Domnul profesor, sunteți satisfăcut sau deschidem discuții de margine? Mulțumesc. Încă întrebări, vă rog, doamna profesor Zecară, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua.
праймеров мультиплексных СР для определения микроделеции. С какой целью и какая роль научная и практическая? Da, într-adevăr, noi am dublat numărul de primeri, deoarece inițial au fost doar 6, dar am ajuns la 12 primeri și aceasta vreau să-i mulțumesc domnului profesor Moșin pentru că ne-a dat posibilitatea să facem acest lucru. Am avut și un scop practic și unul clinic și unul științific, deoarece am făcut și comparații cu alte studii și în cazul în care noi reduceam numărul de prime, nu puteam să facem comparații cu alte studii și nu puteam identifica și alte gene. Astfel au fost identificate și alte gene, dar și un scop clinic, deoarece s-a mărit sensibilitatea testului multiplex PCR, astfel a fost mult mai complex de abordat cuplu cu infertilitate, mult mai precis. Spre exemplu, s-a dublat în regiunea AZV markerul SY620 și DVY, în cazul în care sunt deletați doar ei singuri, nu putem recurge la tehnici de reproducere asistată, pentru că spermatogeneza reziduală nu este posibilă. Deletarea acestor markeri este asociată cu sindromul celulelor Sertoli. Ar fi pentru mărirea sensibilității testului și pentru evaluare clinică mai precisă în cuplurile cu infertilitate. Sunteți satisfăcute? Întrebări? Da, vă rog, doamna profesor, Hărgiu, poftiți. Mulțumesc, doamna Felicean, și pentru onoarea de a prezenta aceste întrebări. Eu am două întrebări. Spuneți-mi, vă rog, dacă cunoașteți cumva careva alte sindrome genetice care se asociază cu infertilitatea masculină și cu careva manifestări neurologice. Și a doua întrebare, dumneavoastră, în cadrul studiului, ați efectuat examinările citogenetice la acești pacienți cu sindromul Klein-Felter. Spuneți-mi, vă rog, s-ar asocia cumva această necesitate de examinare cu probleme neurologice, dacă vă cunoașteți? Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc mult pentru întrebare. Dacă ar fi să analizăm, ar fi sindromele cromozomale cu prezența cromozomului X suplimentar sau Y și aici aducem în discuție sindromul Klein-Felter sau disomia Y, care sunt asociate cu anumite tulburări de neurodezvoltare și prin prezența cromozomului X suplimentar și Y a acestor cromozome sexuali afectează ipoteza principală care ar fi asociată cu acest tablou de neurodezvoltare, că afectează dozarea genelor implicate în dezvoltarea creierului și anume a partei stângi a encefalului ce ține de limbaj și vorbire. Și acești pacienți prezintă majoritatea tulburări cognitive, tulburări de vorbire, tulburări de limbaj, la fel și întârzieri în dezvoltare. Și, da, este important examenul citogenetic atunci când, și nu doar din punct de vedere reproductiv, pentru a avea o conduită corectă în tratamentul de reproducere asistată, dar la fel și, spre exemplu, este nevoie de examenul citogenetic și pentru a identifica forma citogenetică și de a identifica gradul de afectare neurologică. De exemplu, în cazul pacienților cu sindromul Klein-Felter, în cazul variantei citogenetice clasice, prezintă cel mai favorabil tablou clinic din punct de vedere neurologic, prezentând un retard mental ușor, iar la pacienții cu polisomii, retardul mental este mult mai sever, mult mai agravat, și celelalte tulburări de comportament, la fel, este mult mai ușor la pacienții cu forma clasică, iar la pacienții cu polisomii, prezentând o tulburare de comportament, chiar și cu punerea propriei pericol a vieții. La fel sunt
relatate și tulburările spectrului de autism care se încadrează în dezvoltările de neurodezvoltare. Dar aceste tulburări ale spectrului autism au o frecvență mai înaltă, ce aș menționa, din câte mi-aduc aminte, la pacienții cu disomia Y într-o proporție aproximativ 50%, iar până la 19% la pacienții cu sindromul Klinefelter. Ce aș concluziona că există o corelație inversă dintre numărul de cromozomi suplimentar și gradul de afectare neurologică. Sunt ați întrebări încă dacă sunt? Vă rog. Eu am așa o întrebare la dumneavoastră. În cazul în care se presupune că posibil o persoană, un subiect posibil dezvoltă o azoospermie și protocol de examinare clinică dumneavoastră ați propune? În primul rând, mulțumesc pentru întrebare. Unul din protocolul clinic principal este efectuarea primul test genetic. Vorbim de testele genetice. Pentru că s-a confirmat azoospermie, evident că evaluarea marcherilor endocrini, FSH, LH și testosteron și mai recent ar fi și inhibina B pentru prognosticul tehnicilor de reproducere, dar din punct de vedere genetic, primul test care trebuie să-l indice obligatoriu ar fi cariotipare, examenul citogenetic urmat de celelalte teste microdeleții, mutații în gena CPTR. Vă mulțumesc. Întrebări încă dacă nu ați luat colegiul. Doamna Stila, eu am o întrebare legată de mutațiile în genă CFT. Dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră și în teza, se conține informații despre trei pacienți cu portatori de mutații Delta F508 cu azoospermie. Cum părerea dumneavoastră, aceasta este portatori curat, ori aceasta este forma de fibroză chistică, mutația Delta F508 în compound cu altă mutație? Poate fi în compound cu altă mutație. Noi nu putem aici exclude 100% că este curată, deoarece n-a făcut celelalte mutații. Da, da. Aceasta este informația foarte interesantă, este prima investigare în acest domeniu, dar dumneavoastră puteți dați recomandări și trebuie lărgim spectrul mutațiile, da, care investigăm la acești pacienți cu infertilitate. Sunt de acord. Tema este, are continuitate. Da, da. Vă mulțumim. Întrebări încă dacă sunt. Eu vreau să vă întreb încă așa o întrebare. Care este aportul dumneavoastră propriu în integritatea evoluării pacienților, testărilor genetice, examenului, statisticii? Da. Mulțumesc, domnul academician. Deci, eu pot să zic că am fost implicată în 100%, chiar și la toți pacienții care, bine, dacă luăm pe rând și studiu spermogramele retrospectiv și prospectiv, eu singur am colectat toți pacienții din registru, după care au fost evaluați statistic. La fel, am avut contact în cadrul consultului medico-genetic cu toți pacienții cu normă zoospermie. În introducerea primerului am lucrat în laborator și vreau să-i mulțumesc domnului Moșin că mi-a permis să vin la orice oră vreau pentru ca să realizăm această lărgire a testelor, pentru că am lucrat într-adevăr cu un domn biolog, dar am fost implicată în 100% pentru că am selectat primere, am participat la electroforeză și inclusiv la tuturor pacienților. Întrebări încă dacă sunt? Dacă nu, atunci o rog pe doamna secretar să dea citire avizului ședinței intercatedrale, care altfel a fost analizată teza și de aceea, de asemenea, seminarul științific de Corfie.
Totodată este propunerea să ascultăm împreună cu dumneavoastră doar concluziile și la o ședință și la celălalt ședință, dacă vor fi ceva mai specific. Întrebări dumneavoastră, este bine. Vă rog, doamnă, să vă mulțumesc. Onorată asistentă, decizie seminarului științific de profil. Seminarul științific de profil formulează următoarele concluzii. Primul. Тема тезии «Де доктор о доме раковица стела» есть актуала. Скобыл черчатыри зинт реализат леди Плин, лукрари есть редактата Клар, у актуализаря датилор теоретичи индоменю, форма шестилу экспунили корреспунд нормили актуали, теза контине нутеч штинтифичи, а ревалуаре практика, și se conformează cerințelor ANACEC al Republicii Moldova referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. Conținutul tezei analizate corespunde specialității 315.02 biologie moleculară și genetica medicală. 4. Тезу де доктор ин штинце медикале о дамней раковице стела по типу вариации генетиче ин инфертилизария ин инфертилитате через слово маскулина у азооспермии специалитате 315.02 биология молекулярша генетика медикала ин конформитате у приведерили пункту 5 ал регуламенту привинт конституирea și activitatea seminarului științific de profil corespunde cerințelor ANACEC din Republica Moldova și se recomandă spre susținere în comisia de doctorat la specialitatea 315.02 biologie moleculară și genetica medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu. Mod deschis, propunerea a fost votată unanim pro. Prin vot deschis, unanim, s-a luat decizia de a recomanda teza doamnei Raculeța Stelă pentru susținere în cadrul Comisiei de Doctorat în specialitatea 315.02 Biologie Moleculară și Genetica Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu. Da, mulțumim mult și vă rog totodată să dați publicitatea vizilor care au primit în baza autoreferatului. În adresa comisiei de doctorat la teza și autoreferatul doamnei Raculeța Stelă au parvenit 6 avize, 6, Carolina, că 7 avize pozitive prezentate de către. Doamna Popescu Roxana, doctor științe medicale, șef lucrării Universitatea Grigorie Popa, Iași, România. Doamna Popa Setalia, doctor în științe medicale, Universitatea Grigorie Popa, Iași, România. Doamna Caba Lavinia, doctor în științe medicale, Universitatea Grigorie Popa, Iași, România. Doamna Butnariu Lacrimoara, doctor în științe medicale, Universitatea Grigorie Попа Яш Романия. Дамна профессор Ривен Канинель, доктор хабилитата инштиенция медикали, профессор университета, университета дистат медицина шифромачей Николай Тестимецану. Дамна Хаджил Светлана, доктор хабилитат инштиенция медикали, профессор университета Усинефе Николай Тестимецану. Домнул Гладун Серчил, доктор инштиенция медикали, директор институту мами Шикопил Публичи Молдова. Toate avizele sunt favorabile pretendentului și apreciază pozitiv teza și autoreferatul. Da, mulțumim, doamna secretar. Vă invit pe doamna Raculeț pentru răspuns la avizele care au venit. Deci, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor care au avizat teza de doctor. Noi am luat în considerație toate sugestiile și toate propunerile în aceste avize. Da, vă mulțumim. Invit acum conducătorii, doamna
Стринчан, Алена Токтор, кандидата штинца медикали, потенциалка университета, кон которого покрали фаз, профит, рано профессор. Мол, стимат președинте, домнул академичан Станислав Гропа, стимат доамна секретар, онорат асистенца, мол, стимати мембри, професори, дистинши, оаспеци. Am să mă refer la personalitatea Stelei Rakoviță ca doctorandă, fiindcă ca exprimare a realizării tezei, deja așteptăm decizia membrilor Consiliului, dar ca persoană, ca personalitate, Stela Rakoviță este o fire, o personalitate muncitoare, energică, ambițioasă, care din start s-a inițiat în studiul de cercetare. Pe parcursul acestor ani s-a desăvârșit ca cercetător, ca om de știință. A scris în colaborare, dar și personal, ca monoautor și în colaborare cu în echipă, multe articole și publicații, inclusiv în reviste recunoscute de la noi din țară și de peste hotare, un articol Scopus. Deci a participat la numeroase conferințe, la numeroase manifestări științifice, a fost premiată cu numeroase distinții, precum cercetătorul, deci cu bursa de excelență, profesorul anului, cu distinții la numeroase expoziții naționale și internaționale. Este o bună familistă și iubește fiica și iată de dovadă că nu numai fiica, dar ne bucură că degrabă va mai fi mămică de un copilaș și asta ne bucură că pe parcursul acestor ani a putut să îmbine atât activitatea de cercetare, dar și cea familială și ca o persoană o recomand, este o persoană foarte sinceră și bună. Deci doar cuvinte de laudă, vă mulțumesc! Mulțumim și dumneavoastră, doamna profesor, și le invităm pe conducătorul prin Hotchkiller, domn profesor la Universitate, Vecislav Moșin. Mulțumim, domn profesor. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, Consiliul Științific, onorată asistență. Ce pot să spun despre competitoare? Nu mai cuvinte de laudă. Deci am mai avut competitor, dar chiar este un savant, spunem așa, exemplar, pot spune acest lucru, pentru că ea de la bun început s-a dedicat aceste teme, toate că este foarte departe în andrologie, nici nu știți cum pentru geneticieni, probabil că este și mai complicat să intrăm în problemă, dar pentru noi, ginecologii, noi știți, este o problemă că nu avem ramura asta, andrologie, practic, dezvoltată. Sunt 2-3 specialiști în Moldova, iar problema bărbaților este foarte actuală. Ginecologii sunt sute, nu știu, poate mii, nu știu cât este, dar andrologi, sau să spunem, cu specializare, nu știu care este situația în România, dar la noi este catastrofă aici, că nu, bărbații ăștia nu au beneficiază de, nici de investigațiile corespunzătoare, nici de tratamente respective și chiar nu au posibilitate de a fi consiliați în modul adecvat. Și de aceea, pentru noi a fost o, chiar și din punct de vedere clinic, am avut posibilitate să colaborăm. Chiar de la bun început, doamna Stella s-a implicat în consultul genetic. Toți bărbații care cazul femeie ai consultat personal, deci asta de dovadă, că nu a făcut pur și simplu o statistică ce se întâmplă la clinica de medicină reproductivă, ea a intrat în esență și noi foarte mult mizăm după ce își termină mandatul ăsta dinamică. Am în vedere cu succes și când ai posibilitate, vedem la continuarea studiilor. Deci eu, tema este foarte, foarte culoară și chiar necesară. Ați văzut la ce nivel înalt ea a realizat-o și
foarte bine că aceste lucrări făcute în Moldova, ele nu sunt privite mai la nivel național, dar și nu este foarte activă și în publicații internaționale. Deci arată că la noi în Moldova se fac deci, lucrări de, la un alt nivel și doamna conducătoare, Mariana Sprâncean, chiar vă mulțumesc pentru colaborare, că a fost o plăcere pentru mine pe parcurs acestor ani să conducăm împreună și eu vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut, pentru colectoare și inclusiv pentru clinica unde și acum activez, adică la un centru. Și îndemn onoratul Consiliu Științific să avizeze pozitiv această lucrare, pentru că conducătoarea merită mai multe procente pentru doctor în medicină. Da. Mulțumim foarte mult, domn profesor, pentru opinia, poziția dumneavoastră, care va fi luată în consideratie obligatorie. Noi mergem în conformitate cu ordine de zi la următoarea etapă și trecem la discuții care sunt destul de necesare și îl invit pe primul referent oficial, care este domnul profesor Gorduza Eusebiu Vlad. Domn profesor, vă salutăm într-o dată la noi la universitate, este un onor și o cinste să avem ca oaspete și ca un referent important. Opinia și poziția dumneavoastră va fi foarte prețioasă pentru aprecierea tezei și, sigur, că pentru opinia temei și a rezultatelor obținute. Vă rog. Mulțumesc, domnule academician. Mulțumesc Universității pentru onoarea de a fi invitat în cadrul acesta festiv de susținere a tezei de Steliei Rakoviță. Consider teza de bună calitate, un subiect de maximă actualitate în contextul în care, din păcate, pe plan mondial, problemele de fertilitate sunt din ce în ce mai frecvente și, deși până la momentul de față există această percepție greșită că femeia este divină, că numai partea feminină este cea implicată în patologia reproductivă. De fapt, și patologia bărbatului este importantă și a căuta cauzele de infertilitate masculină sunt deosebit de relevante. Studiul a fost, consider că a fost bine gândit, a luat în evidență și partea de biologie a spermei cu potențialul ei de lipsă de spermatozoizi, teratospermie, astenospermie sau asocierea lor, dar mult mai important mi se pare partea prospectivă în care a analizat din punct de vedere genetic factorii care ar putea fi implicați. Evident, pe prima poziție este trisomia XXY care determină sindromul Klinefelter, dar și noutatea de a testa și gena CFTR, care din păcate este mai puțin căutată, dar este o cauză importantă. Consider de asemenea foarte util acel algoritm pe care l-a realizat doctoranda și care ar putea avea aplicabilitate practică, scutind familiile cu infertilitate de mersul din specialist în specialist și așteptarea multor ani până să ajungă la o concluzie care ar putea să le ofere varianta de a câștiga timp și a se duce la pe o tehnică de fertilizare asistată care le-ar oferi, evident, bucuria de a avea un copil. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru opinia dumneavoastră, pentru apreciere pozitivă a lucrării, pentru faptul că ați studiat și concluziile cu care veniți în fața Consiliu. Mulțumesc mult și îmi permit să invit următorul referent oficial, domnul Paul Igor, doctor în științe medicale, conferențiar și instructor, Institutul Profesiei Sănătății Mamei și domnul profesor Eusebiu Vlad Gorduza a dat un exemplu de corectitudine și prezentare a
referințelor. Vă rog să formați exemplu cauza. Mulțumesc! Stimatul domnul academician, onorată asistență, îmi permiteți să mă expun referitor la teza doamnei Stella Rakoviță cu denumirea variației genetice în infertilitate masculină cu azoospermie. Cercetarea doctorantei Rakoviță Stella cu titlul Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie înaintate spre examinare este dedicată investigațiilor fenomenului de infertilitate masculină, cu siguranță este foarte actuală și prezintă un interes deosebit atât din punct de vedere fundamental, cât și din cel aplicativ. Cercetarea realizată este complexă și interdisciplinară, cu o abordare multilaterală a infertilității masculine, care are ca scop studierea aspectelor clinice, paraclinice și a variațiilor genetice la bărbați cu azoospermie în vederea optimizării metodelor de reproducere asistată în cuplurile infertile. Noutatea științifică a lucrării o putem stabili în mod special în capitolul 1, unde doctoranta definește și expune particularitățile și conceptul multiaspectual al infertilității masculine cu luarea în considerație a diferitor teorii și opinii privind etiologia, cauzele genetice ale fenomenului. Doctoranta în studiile a utilizat la investigații diferite metode generale de cercetare, inclusiv analiza statistică, metoda clinică, metoda paraclinică, cum ar fi consultul genetic, analiza materialului seminal și multe altele. Structura tezei este determinată de obiectivele cercetării expuse în 165 de pagini de text de bază, include introducere, 4 capitole, concluzii și recomandările practice, fiind completată cu 45 tabele, 53 figuri, 7 anexe. Conținutul tezei este logic conceput și bine sistematizat, fiecare capitol se încheie cu generalizări și concluziile clar argumentate. Concluziile corespund obiectivelor propuse, sunt bine formulate și argumentate. Recomandările practice inițiază unele strategii noi pentru optimizarea algoritmului de diagnostic genetic în evaluarea bărbaților infertili cu azoospermie. Acest fapt asigură finalitatea logică a cercetării propuse și sporește considerabil aplicabilitatea rezultatelor obținute care vor contribui la elaborarea unui direcții științifice calitativ noi în domeniul medical al Republicii Moldova. Studiul și-a realizat obiectivele propuse printr-o cercetare complexă și modernă, elementele de originalitate, rezultatele pertinente, cu o largă aplicabilitate în practică de specialitate, întâlnește toate condițiile pentru a fi apreciate ca și lucrare de înaltă performanță științifică și practică, care vine imediat în ajutorul medicilor practicieni. Reieșind din cele menționate mai sus, consider că lucrarea cu titlul Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie a doctorantei Stella Rakoviță prezintă o cercetare actuală finalizată ce corespunde cerințelor și direcțiilor de studiu științifice înaintate față de teze de doctor în științe medicale, iar doctoranta merită titlul științific de doctor în științe medicale. Vă mulțumim foarte, foarte mult și o invit pe doamna profesor Victoria Sacare, doctor în științe biologice. Profiți. Стимати пришлите, наради ассистенты. Большое спасибо и доставляет большую радость, приятно мне выступать здесь, тут на этой защите. И мне кажется, это первая защита, которая делается в нашей стране по этой специальности. Поэтому я думаю, что с таким ярким и хорошим началом
дальше все-таки медицинская генетика и молекулярная генетика будут развиваться. Я права, это первая защита, ну, с чем я поздравляю и мединститут, и руководителя, и диссертанта. Значит, большая работа, я прошу прощения, у меня просто минус 9. То есть, ну, читать я не буду, так как профессор нам, академик, я прошу прощения, попросил взять пример с профессора Гордозы. Работа написана профессионально в современном стиле, и результаты работы, в общем-то, они, конечно, будут полезны как и врачам общей специальности, так и непосредственно врачам-андрологам и врачам-генетикам. В работе четко прописаны определенные алгоритмы, что меня очень удивило, конечно, объем исследований, который был проведен, количество таблиц, количество рисунков, просто что тут 53 рисунка, 45 таблиц, ну, всем аннекс, это, ну, мелочи по сравнению с 50. Значит, все очень красиво оформлено, написано очень профессиональным и научным языком. В работе представлены результаты как цитогенетического, так и молекулярно-генетического исследования, сделан хороший анализ. И самое главное, что ценно в этой работе, конечно, это вот тот алгоритм, который будет работать, я думаю, во всех центрах репродуктивного здоровья в нашей стране, и в частности уже при работе как генетиков на местах, так и в этих центрах. То есть я имею в виду в частных и в государственных структурах. И то, что эта работа все-таки в свете науки, именно в свете современного представления персонализированной медицины. То есть определить причину бесплодия – это очень важно. Согласно классификации ВОЗ, в общем-то, там 16 причин мужского бесплодия. Вот Ивана Компетитор исследовала хоть какие, ну, генетические причины, которые являются в основном важными, и, конечно, и от этого зависит уже выход. И для биологов идет определенный путь, как действовать и в какую сторону ввести уже эту пару. В заключении делается ряд рассуждений об общении на основании полученных результатов и также на основании международных данных. Она сравнивала молдавские данные с данными международных исследований, что, конечно, радует. Выводы и практические рекомендации сформулированы корректно и профессионально. Считаю, что данное научное исследование является хорошо продуманным, качественно выполненным с применением современных методов исследования и обработки полученных результатов. То есть использовали статистические методы, в частности программы СВСС, что, конечно, повышает значимость этой работы и статистическую достоверность. И по методологии продуманная работа. И в связи с этим ее автор, Раковица Стелла, заслуживает присуждения учебной степени доктора медицинской науки по специальности молекулярная биология и медицинская генетика 215.02. И надеюсь, что это направление в науке в мединституте будет развиваться с началом, с первой защитой у нас всех. Все. Я закончила. Да, фокус меня сварки, как мог его идти перед вами докторанта, себя респонсула avizele oficiale ale recenzenților oficiali, nu înainte, dar poftiți. Stimate domnul Călimcean, vrem să exprimăm că am luat în considerație toate obiecțiile și sugestiile referenților și le mulțumim tuturor pentru că au colocat pentru avizarea tezei.
Apreciem răspunsul dumneavoastră și mulțumim încă o dată referenților oficiali pentru analiza pe care au făcut-o, pentru atitudine față de tematica, calitatea integritatea tezei și în special pentru faptul că au apreciat și apreciază teza destul de înalt. Este necesară în conformitate cu agenda. Acum să invităm ceilalți membri ai Consiliului Științific. O rugăm pe doamna Mariana Sprinceanu să vină să-și expune poziția tot încă o dată, deja ca specialist. Discurs. Stimat domnule academician, onorată asistență, desigur că în calitate de conducător este foarte dificil să mă exprim, dar totodată am sentimentul de bucurie că Stella s-a isprăvit, a realizat o muncă enormă, frumoasă. Mulțumim celor recenzenților care au recenzat atât de minuțios și frumos teza. S-au exprimat la toate compartimentele și la metodologia care, într-adevăr, a fost bine gândită. Mulțumim conducătorului prin cotutelă, domnului Moșin Veceslav, care din start noi în echipă ne-am implicat. Deci, la realizarea tezei, Stella a realizat o muncă atât retrospectivă, dar cea mai valoroasă a fost cea prospectivă, ceea ce ține de partea genetică, de aspectele moleculare și citogenetice, de evaluarea pacienților cu Klinefelter, Jacobs, dar și cu cei cu anomalii autosomale și gonosomale. Nu am să fiu prea lungă, deoarece cu toții am ascultat și am audiat această teză. Vreau doar în final să spun că, într-adevăr, Stella Racoviță merită titlul scontat de doctor în științe medicale și teza a fost realizată conform cerințelor ANACEC, pentru care eu dau acordul și voi vota pro. Vă mulțumesc! Onorată asistență, ca dumneavoastră, confuziile care apar. Deci, conform regulamentului ANACEC, membrii comisiei de doctorat își expun părerea în mod obligatoriu. Deci, trebuie să cunoașteți. Iar membrii comisiei acum sunt și conducătorii. Așa este noua regulă. În felul ăsta, deci noi, ca membrii Consiliului, suntem obligați să ne expunem părerea, poziția, inclusiv și conducătorii care își votează. Care este nou regulament. Acum, deci, o să intercalăm și o să rugăm cei din sală, cine este deci, prezent, poate să-și expună poziția într-o scurtă așa, adresare și vă rugăm cei prezenți, dacă cineva din dumneavoastră dorește să-și expună poziția asupra lucrării în legătură cu actualitatea, aprobarea științifică, aplicativitatea și așa mai departe. Poziți. Da, vă rog. Bună ziua, domnul președinte, onorată asistență. Vorbind despre teza prezentată astăzi de doamna Stella Racoviță, probabil trebuie să mă acces trei direcții diferite. O să încerc să fiu cât mai subțin posibil, bineînțeles. Una este calitățile personale de cercetător, a doua coleg, deoarece lucrăm împreună la Catedra Biologie Molecular și Genetică Umană, și trei cercetător. Nu am avut astăzi întrebări în principiu față de teza, deoarece doar de la când s-a apărut tema și a fost aprobat în cadrul catedrei, au fost numeroase discuții, numeroase întrebări la nivel de catedră, după aia a urmat prezentarea rezultatelor la diferite forumuri științifice la care participat și noi, după aia prezentarea materialelor la ședința catedrei, a finalizat cu deci, ședința comisiei de profil, deci toate întrebările și toate cizelările s-au făcut pe parcurs. Trebuie să zic că atunci când a fost aprobată tema aceasta, eu unul cel puțin eram cam puțin sceptic.
secunde se pornește o domnișoară tânără într-o problemă care pare a fi pe de o parte rușinoasă, pe de altă parte persoane cu problemele de infertilitate, în vedere bărbați cu probleme de infertilitate, nu stau să strige la orice colț de stradă, uite, eu am probleme. Mai ales să se adreseze, să discute cu o domnișoară, iar Stella, într-adevăr, a avut comunicare directă cu toți pacienții. Dar e reușit. Vecerea este că este foarte perseverentă, foarte insistentă și am avut ambiția ca să obține anumite rezultate. Și lucrul acesta este foarte important. Asta e de o parte. De altă parte, toate rezultatele, sau multe cel puțin dintre rezultatele pe care le-au obținut, a încercat să se împărtășească cu colegii la catedră și să fie implementate rezultatele acestea în procesul educațional. Adică nu le oferim studenților doar niște informații citite de undeva, dar informații care sunt pregătite sau rezultate obținute de către colegii noștri. Și ca și coleg vreau să zic că Stella este o fiecare super perseverentă, este deci înalt apreciată de studenți prin deschiderea sa. Am văzut și astăzi are capacități oratorice foarte bune și deși domnul Moșin i-a făcut invitație să meargă la centru, dar eu sper că eu să rămână totuși să continuă activitatea în cadrul catedrei. În ceea ce privește deci, capacitatea ei de savant, da, bineînțeles, au fost și piedici, au fost și impedimente, au fost și multe întrebări care trebuie să fie rezolvate, dar până la urmă toate au fost rezolvate, au fost găsite soluții și, deci, pornind poate de la un spectru mai îngust de probleme care urma să le rezolve, deci s-a extins și am văzut astăzi o mulțime de informații, o mulțime de date care reușit să le sistematizeze și le prezinte foarte reușit. Nu rămân decât să o felicit pe Stella, conducătorul științific, deci conducătorul și consultantul prin Stella, familia, catedra, universitatea, prin faptul că, sper eu, va fi aprobată teza și vom avea un doctor în științe medicale. Nu, am o singură întrebare, iată, nu știu, copilași care urmează, moștenește de automat titlul de doctor sau trebuie să muncească singur? Mulți succes! Da, vă mulțumim mult pentru poziția dumneavoastră și susținere. Vă rugăm, dacă cineva de cei prezenți, da, vă rog, doamnă profesor Căciu. Stimate domnul academician, stimați membri ai Consiliului Științific, dragi colegi, permiteți-mi să salut astăzi prezența în sală a colegului nostru de la Universitatea din Iași și prietenul nostru deja, Eusebiu Vlad Gorduza, care destul de frecvent vine astăzi la noi, vine în prezent și cred că în continuare vom colabora mult. Eu vreau astăzi să o felicit pe Stella Rakoviță, pe care o cunosc deja de mulți, mulți ani, nici nu știu câți ani. Avem o colaborare foarte frumoasă și cred că profesia care a îmbrățișat-o și domeniul care l-a îmbrățișat de geneticiană i-a dat posibilitate să se perfecționeze din punct de vedere a mai multor specialități. Aici vedeți și genetica, și neurologia, și pediatria. A publicat foarte multe lucrări științifice, am participat de comun la multe conferințe și de peste hotare și de la noi din țară, unde am apreciat cu plăcere calitățile oratorii, dar și profesioniste a doamnei doctor. Vreau să spun că doamna doctor este demnă de urmat, deoarece nu ratează niciodată nicio șansă de a participa la orice manifestare științifică, de a participa cu publicații, articole și niciodată nu s-a supărat atunci când i-am făcut observații pentru care v-a greșit, deci întotdeauna a apreciat ajutorul
Și știți că aceasta este o calitate foarte bună a unui cercetător științific, de a înțelege că trebuie de făcut corect și de a se consulta. Eu am remarcat cu plăcere toate calitățile doamnei Stella Rakovița și cred că le-am moștenit și de la conducătorul ei, doamna conferențiar Mariana Sprâncean, cu care am avut ocazia și fericita șansă de a lucra pe parcursul tezii de doctor habilitat. Vreau să felicit întreaga comunitate academică, toate catedrele care sunt implicate aici, nu numai genetica, dar și cred că și pediatria și neurologia și ginecologia, fiindcă este o lucrare care e de bun augur pentru toate aceste domenii. Felicit Universitatea de Medicină, vă doresc dumneavoastră multă sănătate, să aveți parte de copilași, pace tuturor, felicitări conducătorului științific, conducătorului prin Cotutelă, dumneavoastră, doamna Termician și școala doctorală și vă doresc succese mari în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Mai dorește cineva? În continuare, atunci, îl invit pe membru Consiliului Științific, domnul profesor Moșin, partea științifică, domnul profesor, este necesar să vă expuneți pe scurt. Mă gândesc să fiu succint. Cazul Sfermie, desigur că este o problemă nu atât de des întâlnită, dar aceste bărbați, dacă se luăm în trecut, ei se recurgeau la, să spunem așa, la procedura de inseminație intrauterină sau fertilizare in vitro cu spermă donată. Datorită progreselor științifice și mai ales teziile actuale, noi putem să facem aceste testări genetice și să diferențiem care bărbați ar putea să fie referiți către, spunem așa, tehnologii de reproducere asistată, cum este biopsia testiculară. Deci, pentru noi este obligator ca acest consult genetic și din punct de vedere practic. Deci, tema nu are numai un aspect important științific, dar chiar se cere consiliere genetică, de aceea eu am invitat, nu, poate nu definitiv, cazare, boli consultative la noi, la clinică, pentru că avem nevoie de consultație genetică în fiecare zi. Și acești bărbați, noi ne străduim ca să nu facem aceste intervenții, să spunem, inutile, pentru că ele sunt și pe de o parte și destul de costisoare, dar și de altă parte sunt traumatice pentru testicul de acești bărbați. De aceea, consultul genetic și din punct de vedere practic este foarte important și anume, vedeți că chiar, să spunem așa, consilierea aceasta și efectuarea caritivă, poate uneori să nu ne dea întreaga deci imagine și mai sunt necesare și alte teste genetice. Și de aceea avem nevoie de specialiști cu noapte calificare care îți poate consilierea acestui pacienți. Deci sunteți așteptate cu mare drag de către pacienți, pentru că dacă îți face impresia că ei sunt rar, vedeți că deja, în timp de câțiva ani, noi am acumulat 90 de pacienți. Asta sunt foarte mult pentru Republica noastră. Dar noi ne întâlnim în clinică, vin, poate nu fiecare zi, dar săptămânal, noi ne întâlnim cu probleme unde cauza masculină este predominantă și avem și cauzele acestea de, spunem așa, de infertilitate, nu mai spun, azospermie este cea mai gravă, cum ar fi patologie, dar oligoastelă zoospermie sau teratozoospermie sau patospermie destul de pronunțată și aici iarăși este, sunt necesare testările genetice. De ce vă îndemn ca catedrele de genetică și împreună cu colaboratorii instituționale și copilului, deci să colaborăm adică, în această direcție și desigur că eu susțin această teză, nu la fel, nici nu se discută, pentru că este un prim pas, dar eu cred că din ei o să continui și activitatea științifică și didactică și poate mai mult practică în acest domeniu. Vă mulțumesc. Domnul profesor, nu plecați, ce calificativ acordați
Cel mai înalt calificativ care există la dumneavoastră, adică... Există. Da, eu nu știu care... La noi este așa, este foarte bine și mai sus de foarte bine este excelent. Excelent, de trei ori excelent. Da, bine, vă mulțumim. Este foarte important ca și calificativul noi să ne exprimăm. Mulțumim și o rog atunci pe doamna secretar, doamna... Onorată asistentă, domnul academician, membrii catedrii, profesorii, astăzi noi avem evenimentul foarte important în lumea medicală și în genetica medicală. Da, doamna Victoria Sicară, doctor habilitat în biologie, a spus că dumneavoastră sunteți prima că susținerea tezei este în specialitatea genetică moleculară, biologie moleculară și genetică medicală. Eu am susținut teza de specialitatea genetică, că lumea că era genetică generală. Dar dumneavoastră aveți posibilitatea pentru susținerea tezei în această specialitate, care în fiecare zi dumneavoastră sunteți ocupată la catedră. Doamna Ragoveță Stelă, ea predau biologie moleculară și știe bazele, nu numai bazele, dar nuanțele genetice medicale, că tema este foarte importantă și este foarte delicată. Conceptul genetic tot este domeniu foarte delicat. Și acești care lucrează în acest domeniu trebuie avut niște calități speciale, în caracter, particularități speciale. Aceasta este tactul, deontologie și diplomatie, că aceasta este problema foarte, foarte actuală, dar noi geneticieni se întâlnim în fiecare zi cu pacienții, de exemplu, invalizi care a avut intelect scăzut, care a avut probleme cu retard mental, dar acești bărbați nu sunt oameni sănătoși, practic sănătoși, dar această funcție care este foarte importantă în viața omului, da, această analiză foarte interesantă și plină, care dumneavoastră prezentați, aceasta este lucru foarte mare, lucru grupului de specialiști și conducătorul științific și conducătorul de conductelă și membrii catedrei care ajută, care dumneavoastră aveți sprijin din fiecare membru și din șeful catedrei. Aceasta este lucru foarte important. Și eu vă test pro. Eu vă doresc numai sănătatea, în primul rând, succese în viitoare și eu sper că în acest domeniu tot trebuie să fie bine. Astăzi primul pas din partea geneticii. Vă doresc succese. Vă mulțumesc. Calificativul, doamna secretar. Excelent. Vă mulțumesc. În felul ăsta mai ne apropiem de sfârșit, mi-a rămas și mie să-mi expun poziția. Poziția este una pozitivă. Deci este o lucrare foarte interesantă. Mai ani în urmă, ocupând poziția de vicepreședinte al Academiei de Științe din Republica Moldova, am participat la o ședință importantă, Comunitatea Europeană, pentru aprecierea direcțiilor de cercetare. Asta a fost 7-8 ani în urmă, unde atunci, pentru prima dată, s-a pus în discuție că este necesar să se inițieze o direcție importantă de cercetare, și anume sănătatea bărbaților. În felul ăsta atunci s-a inițiat o direcție despre care noi astăzi discutăm. S-a arătat că alături de ceea ce a și menționat profesorul Moșen, că alături de problemele care există astăzi în populația femenină, sunt și probleme esențiale în populația bărbaților, care necesită să fie evaluate, discutate și, de ce nu, elaborate strategii de diagnostic, tratament, profilaxie, factori de risc și așa mai departe. Deci lucrarea dată este o lucrare interdisciplinară, care până la urmă este în concordanță cu aceea hotărâre importantă de dezvoltare a strategiei de
cercetare și de studierea sănătății bărbaților. Am observat că anume astăzi s-a apreciat date de statistică, reprezentativitate, incidență. Foarte importante au fost acei factori de risc care pot induce apariția problemelor nominalizate. Sunt de acord că este o problemă și cu aspect social, psihologic, de evoluare și de a diagnostica, de apreciere, fiindcă bine se apreciază un cuplu care, până la urmă, apare o problemă necesară de diagnostic peste perioada de timp când se observă unele probleme în planificarea familiei, în aprecierea speranțe la o trăinicie a familiei, speranțe de a avea continuitate, urmași și așa mai departe. M-a impresionat și modalitatea în care dumneavoastră ați apreciat, deci integritatea abordării a cercetării cu un arsenal foarte extins de cercetări molecular genetice, citogenetice, dar pe de altă parte și partea clinică, care este de asemenea extrem de necesară. Sunt convins că este o cadie și este o necesitate de a continua, de a continua ciclul ăsta de lucrări, de a vedea integrativ, de a avea registrul pacienților, de a avea procesul ăsta de evoluție, de a studia factorii risc din populația Republicii Moldova, de a studia polimorfismul, atât heterogenitatea genetică, polimorfismul genetic, genurile care sunt implicate. Cred eu că toate acestea vor acorda o importanță deosebită în cunoașterea, în profunzimea cunoașterii problemelor și până la urmă, deci în rezolvarea problemelor. Teza dumneavoastră este o teză atât de cercetare importantă, dar cu o aplicabilitate majoră în activitatea clinică. Eu voi vota de asemenea pro, apreciez că lucrarea în cauză este o lucrare desăvârșită, iar conținutul și rezultatele pe care le-ați obținut, publicațiile, permit de a propune calificativul excelent. Vă invit ca să răspundeți și să aduceți mulțumiri tuturor membrilor Consiliului Științific. Astea nu sunt mulțumiri finale, sunt doar răspunsuri la acele însemnări care vi s-au dat. Da, mulțumim, Adică Limicean, stimați secretar, stimați audiență, că ținem cont de aprecierea în alta teze și vă mulțumim pentru aprecierea tezei și comunicarea la recenzarea tezei. Da, și noi vă mulțumim, în conformitate deci cu scenariul care este propus, deși acum este necesar să efectuăm procesul de votare, de vot, se invită toți membrii Consiliului Științific să se apropie pentru a discuta deci calificativul și de a efectua vot. Ca rezultat al consultului pe care l-am avut, toți membrii Consiliului Științific propun să punem la votare și să apreciem calificativul excelent. Cine este pentru ca calificativul excelent să fie acordată tezei pe care noi o discutăm, vă rog, membrii Consiliului Științific votează. Vă mulțumesc. Dacă cineva din dumneavoastră s-a obținut, dacă cineva din dumneavoastră este împotrivă. Deci, toți au votat pro. Calificativul acestui teze este apreciată ca o teză cu un calificativ excelent, cel mai înalt calificativ. Deci noi continuăm mersul lucrării și acum este necesar să proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre, doamna secretar, vă rog dumneavoastră, îl aduceți la cunoștință. Конклюзия, комиссия де докторат, теза данной раковицы тела, ла тема вариации генетичи и инфертилитати маскулины квазоспермия, есть актуала, скопул студиулу финтриализат, теза есть скриса инстил академик, что корреспондит черентилор инентати фаца гелокрылили штинтифичи, результаты ли обтянуте у утилизаемого методе адеквате скопу и шобъективилор, тросате презинцам
noutate științifică și evaluarea practică și se conformează cerințelor ANACEC a Republicii Moldova pentru teze de doctorat în științe medicale. Este un studiu fundamental, complex, metodologic corect, actual și original. Este de o importanță teoretică și practică mare, concluziile sunt argumentate științific, recomandările practice sunt la nivel național pentru asistența medicală primară și specializată, ce aprofundează cunoștințele din domeniu cu instrumentele clinice moderne de diagnostic și tratament. Teza reprezintă un aport important în soluționarea problemelor discutate privitor la infertilitatea masculină. În această lucrare există argumente convingătoare în favoarea unei cercetări a particularităților clinice, sociale și economice. Postulatele esențiale ale tezei sunt suficient expuse în autoreferat și lucrările publicate. Teza doamnei Ракурица с тела на тему вариации генетичия и инфертилитати маскулина вазооспермия и конформитатия к континуту, экспумере материалу, актуалитатия проблемы, нивелу штинтифик, же методологик, волуму материалу, инновация штинтифика ши рекомендейли практичи, корреспунди интеграл, черинтелор аначек, инаинтатия, către tezele de doctor în conformitate cu privederile regulamentului cu privire la conferirea gradilor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Comisia de doctorat, în conformitate cu actele normative ale ANACEC, a decis a solicita Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și cercetare să acorde doamnei Ракурица с тела, gradul științific de doctor în științe medicale, specialitate 315.02, biologie moleculară și genetică medicală și a elibera diploma respectivă. Pentru conferirea gradului științific de doctor în științe medicale, doamnei Ракурица с тела, comisia de doctorat, în prezența a 7 membri, din numărul total de 7, a votat în felul următor pro 7, contra 0. Da, vă mulțumesc mult și rog membrii Consiliului Științific să votăm hotărârea despre care noi am discutat numai care a fost prezentată de doamna secretar. Cine este pentru? Vă rog, mulțumim mult. Împotrivă s-a obținut. Deci, practic, noi suntem la finele ședinței. Doamna Ракурица, noi vă felicităm. Comisia deci a votat pro hotărârea, dar foarte important că membrii Consiliului Științific au votat pro și au acordat calificativul excelent. Felicitări dumneavoastră, felicitări conducătorului științific, conducătorului prin cotutele. Mulțumim foarte mult Consiliului Științific, felicitări catedrei, felicitări universității, felicitări la toți cei prezenți și dumneavoastră în special și familiei dumneavoastră. Vă rog. Stimate domnule președinte al Comisiei de Doctorat, academician Stanislav Broca, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată audiență, distinși colegi, permiteți-mi să aduc sincer mulțumiri tuturor domeniilor voastre pentru ajutorul acordat în susținerea tezei de doctor în științe medicale. În primul rând, permiteți-mi să adresez cuvinte de mulțumire conducerii USMF, Nicolae Testimițeanu, în frunte cu domnul rector, profesor universitar Emil Cevan, domnului prorector academician Stanislav Broca, directorul școlii doctorale, profesor universitar Lilian Șaptebraț, pentru posibilitatea de realizare a studiului de față în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Exprim profundă recunoștință președintelui Comisiei de Doctorat academician Stanislav Broca, secretarului științific conferențiar universitar Barbara Natalia și membrilor Comisiei de Doctorat pentru munca depusă la analiza lucrării, sfaturile oferite și aprecierea în alta lucrării.
Totodată aduc sincere mulțumiri referenților oficiali, conferențiar cercetătorul Valco Igor, conferențiar cercetătorul Săcară Victoria și profunde mulțumiri domnului referent profesor Iosebiu Vlad Gorduza, pe lângă recenzarea lucrării a depus un efort de a fi prezent astăzi în sală, pentru caracterul constructiv al propunerilor și observațiilor, precum și pentru efortul depus la recenzarea acestei lucrări. Permiteți-mi să aduc înalte mulțumiri și sentimente de admirație pentru conducătorul științific, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe medicale, Sprâncean Mariana, conducătorului științific, profesor universitar, doctor habilitat, Moșin Veceslav. În calitate de conducător, domniile lor mi-au acordat întotdeauna susținere maximală în toate domeniile de activitate. De asemenea, aș vrea să aduc sincere mulțumiri colegilor de serviciu, colectivului Catedrei Biologie Moleculară și Genetică Umană, care este condus de către conferențiar universitar Igor Cemurtan. La fel, sincer mulțumiri pentru ajutorul la scrierea lucrării conferențiar universitar Capcelea Svetlana, conferențiar universitar Ludmila Perciuleac. La fel, sincer mulțumiri colegilor care au toți de comun și pe care în parte au contribuit la îmbunătățirea acestei lucrări. Și în ultimul rând vreau să aduc recunoștere în țăr părinților și familie care întotdeauna au avut încredere în mine și m-au inspirat. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult! Încă o dată în felicitări. Noi o să susținem și înaintăm actele în conformitate cu deciziile pe care le-am discutat. Mulțumim la toți, îmi permiteți să închidem ședința cu sediu.